Sisteme gaming full option. 4 cadouri la orice sistem gaming PC Garage. Tastatură gaming, căști gaming, mouse gaming și mousepad. Doar la PC Garage. Salut și bine la un nou episod din GTA Online. Stai împreună cu pisica? Bună! Și astăzi avem ceva foarte special pentru voi și anume s-au lansat în sfârșit motocicletele zburătoare, varianta aia a doua, știți, de care v-am zis eu acum ceva vreme și vi le-am și arătat așa în single player. Dar iată că în sfârșit avem aici, în afară de asta avem și drone în joc. O să vedeți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place GTA Online și dacă vreți să mai facem și alte episoade. Hai să vedem dacă reușim și noi să strângem la episodul ăsta așa un piculeț mai special peste 7000 de like-uri. Și ia uitați-vă cât de minunate sunt aceste motociclete. Deci pur și simplu poți să mergi oriunde cu ele. Poți să mergi oriunde. Ia uite. Deci uite cât de șmecheră e chestia asta. Și din first person se vede și mai interesant. Și bă, n-ai nevoie, nu mai ai nevoie de avioane, adică pur și simplu ție un motor de ăsta. Problema e că te golește de bani. Adică uitați-vă și voi cam cât de mult costă. Dacă te duci aici la Warstock, o să vedeți că ne costă 3.890.000. Deci asta înseamnă că, hai zicem, rotunjit 4 milioane te duce, știi? Și în afară de asta tu mai vrei să ți-o mai și tunezi. Te mai duce încă pe atât. Habar n-am, nu știu. Nu știu dacă te duce încă pe atât, dar zic așa ca idee. Bine, ea trage cu rachete dacă o tunezi. Și pentru a o tuna, o să trebuiască să intrăm aici în noul nostru vehicul. O să folosesc și eu? Nu cred că poți să folosești să tunezi, dar poți să intri cu mine dacă e. Uite, acest vehicul se numește Terabyte sau ceva de genul ăsta. Costă 1 milion, dar dacă vrei să spui toate chestiile pe el, o să te coste în jur de vreo 3 milioane. Și Terabyte se numește, Terabyte. Da, dacă ești în aceeași organizație poți să vii să tunezi cu mine. Bă, mi s-a răsturnat motocicleta, sper să pot să o ridic. Ha? Da, ok, bănuiesc că merge și așa. Și acum ca să o tunez, enter the vehicle. Ia să vedem, ar trebui să mă vezi înăuntru când... Da, te văd, lolul era așa mic spațiul. Da, și acum trebuie să o tunez, dar nu știu cum, că n-am mai tunat până acum. Exit special, da, gata. Armură, mamă, deci o să mă gulească de bani că chestia asta. Ce fel de fum să dai, red smoke, o să-i dau, engine block, vortex engine, cred că îi mărește pur și simplu viteza, știi, sau ceva de genul. Punem niște xenoane, punem livery, cum zici tu să o fac? Vreau să văd dacă au livery-uri noi, că pe single player când am modat eu ăla ca să-mi apară, aveam livery-uri noi, dar aici văd că nu sunt. Cred că știi cum? Cred că și livery-urile le bagă pe bune și livery-urile o să le bage și ea cu țărita? Da. Cred că da. Uite, ăla arăta bine, verdele ăla. Care verde? Ăsta? Ăsta, da. Mi-e place. Vreau ceva mai colorat. Large digital. Large digital, hai să lăsăm așa. Respray, primary color. Pe chrome. N-am avut până acum pe chrome, arată mișto, mie îmi place. O să las pe chrome și secondary color-ul o să las pe un black. Să las așa exact cum e acum. Weapons, mamă, mă costă, deci 100, vreau homing, 126.000 mă costă rachetele. Mamă. Și cam asta e tot ce poți să tunezi. Exit the vehicle, gata. Hai, vezi ceva de genul ăsta, arată, mie îmi place pe Chrome, arată bine. Și hai să-ți arăt cum e cu dronele, trebuie să ieși afară ca să vezi. Ok. La unul din calculatoarele astea, nu știu care dintre ele era, stai așa să verific. Ăla din dreapta, cred. Cred că e ăla din dreapta, da. Și ai și niște misiuni speciale, au băgat niște misiuni speciale, adică, bă, mișto update-ul, îmi place. Fly a drone. Nu, era să zic, ce eu te mă, ce pasăre mare, era de fapt motocicleta mea. Ia uite, da? Da. Arată ca o pasăre? Da, că n-am văzut-o așa bine, știi? Ia, unde ești? Aici, afară, lângă mașina asta. Stai că nu te văd. Ia uite. Ha? Unde? Alo, zic că cu capul de dronă. Și vezi, vrei să vezi ce știe să facă? Poți să le faci troll la player pe server. Poți să facă de astea. Păi da, e prea mică. Ăla nu poți să te accidentezi pentru că ești în ăsta. Ia, hai să mergem la unul pe stradă. E prea mică. Cred că mai distrugi dacă tragi. Uite, hai să mergem. Este foarte mică și nu scoate foarte mult zgomot. Uite pe ăsta, îl vezi? Da. Pliosc. Lol, deci nu zici că l-a lovit cineva. Poți să îl electrocutezi. Dar cât e, mă, cât o muscă sau ce? Bă, hai să vezi. Hai, lasă-mă pe mine să o controlez. Și ești tu afară. Nu știu cum o controlezi. Și poți să dai pe shift, bagi un fel de boost și merge, dar nu mai poți să o controlezi cât am boost-ul și pe aia poți să o și detonezi. Detonarea se face pe click. Ia, stai să vedem cât de tare bubuie de curiozitate.
Deci dacă o bubui eu... Dar mă duc lângă niște oameni să o bubui. Da, o durează un minut după aia. Ah, ok, atunci nu-ți mai rog de mică e. Ba da, vreau să văd și eu. Detonate? Păi cum o detonez? Păi nu știu, că am detonat-o, abar n-am. Așteptăm un minut, stai așa că vreau să ies de aici. Hai mă, dă-te afară. Gata. Ia, să te duci, să te pui la calculator, să-mi zici cât de mult îți arată, cât îți zice că trebuie să aștepți până ți-o dă. A, 43 de secunde. Da, nu e foarte mult. Bă, da, unde-i motorul meu? A, motorul meu e înăuntru. Da, e înăuntru. Trebuie să-l scot, stai așa. Și bineînțeles că acest camion poți să-l cari cu tine. A, știi să tragă și cu rachete, dar asta deja știți la celelalte camioane pe care le-am avut până acum. Nu e nimic special, să zici așa. Dar... Eu nu înțeleg de ce au mai băgat un camion dacă deja aveam... De ce? Ca să-ți mai consum banii și pe alt camion, păi nu? Deja avem vreo 3 camioane de-astea, adică... Dar ăsta-i cu drone și nebunii bănesc și... Da. Bă, îmi place motocicleta asta. Deci îmi place la nebunie motocicleta asta. Și poate să încercăm una din misiunile aia, să vedem cum e. Mamă, ce nebunie! Ia! Stai că vin acum înapoi. Eu mă joc cu motocicleta. Ia mă să vedem drona asta, cât de... Am dat-o prea sus. Pe page up și page down, vezi că-s butoanele de deasupra săgeților. Aha. Pe alea te dai în sus și în jos. Și vezi să nu-i dai detonate. Să n-apeși click dreapta sau click stânga, nu mai știu care era. Nu, că nici nu țin mâna pe mouse, click dreapta e. Ia. Mamă, ce... What the fuck? Tu vezi cât de mică e? Wow. Frate, ce e asta? Zici că e... Exact, și nici măcar nu stai. Stai, încearcă să stai pe loc, că îi zici că... Bă, e fix cât o muscă. Stai, unde e? Unde e? Oh, what the fuck? Unde e? Ce s-a întâmplat? Nu știu. M-a scos afară, mi-a... Păi ai stricat-o, probabil. Ce? Ai... Mi-ai stricat drona. Pisica a dat drona mea de pământ. Ați văzut, de da? De unde să știu? Mai așteaptă un minut acum să-mi o arăt din nou. Până atunci am dus să fac ceva haos prin oraș cu motocicleta. Încearcă să o zbori și tu mai frumos. Așa te comporți tu cu drona mea. Așa te comporți tu cu drona mea. Da, păi dacă nu e mea. Pa, da, dacă nu e a ta mea strici. Bravo. Da. Hai că vezi tu. N-am dat eu bani pe ea, nu știu. Păi n-ai dat, păi doar știu. Păi, eu n-am avut de unde să știu cât de mult e în jos. I-am văzut că n-am. Bă, dar oricum e foarte, foarte mică, deci e extrem de mică. Eu ți-am zis că de abia o vezi. Adică, dacă te duci și leșim pe unul, nici nu știu leșinat pe ăla, că nu vezi nimic. Mie mi se pare că e exagerat de puternică motocicleta asta. Adică eu cred că de acum încolo nu vom mai avea liniște pe servere. Sincer. Haide. Stai că vin. Dar vezi să nu mai dai, te rog, de pământ. Încearcă să o ții dreaptă, gen, să nu... Că mă costă o grămadă de bani, adică... Stai, că vine poliția pe mine să scap de ei. Lester? Ajutor? Help? Helperino? Lestere? Remove wanted level. Și mi se pune focusul pe dronă să trag în ea. Adică gen să te strici singur. Da, stai așa că am parcat ăsta. Hai să-mi arăți să vin încoace. Uite-mă. Nu te văd, oh lol. Vezi să nu te dai de mașină. Băi, e prea mică, frate. Vreau să dau zoom pe aia cu sniperul. What the fuck e asta? Bă, vezi că mă împingi. N-am văzut. Ai grijă. Ține-o pe loc, încerc să mă apropii de... Da, o văd acum de aproape. Frate, arată... Îi vezi pe ăștia? Da. Max, mi s-a stricat iarăși drona, dar n-are nimic. N-are nimic, nu-i problemă. Pisica stricătoarea de drone. Bă, dar n-am apăsat pe nimic, frate, eram la același nivel. N-are nimic, măcar am reușit să o văd acum, știi, aia e faza, că asta... Se strică după un anumit timp, nu pot să folosesc cât vreau eu. Ba nu, eu am ținut-o cât am vrut. N-are importanță, că oricum vreau să facem misiunile. N-am apăsat pe nimic, frate. Hai să vedem. Deci aici, tu ești încă în organizație cu mine? Da. Avem client jobs. Și avem așa, identify the location of going bank robbery and steal the gold from inside, data sweep. Nu știu dacă putem să le facem. Hack, multiple vehicles, așa, targeted data, life invaders servers to track down a high value target and take them out. Diamond shopping, poți să dai spargere la diamante. Collector pieces. Infiltrate the life invaders servers. Hai să facem asta. Lol, au dispărut ăștia din fața. Confirm. Am dat să hăcuim la life invader. Enter the driver.
Deci trebuie să vii, trebuie să ții, da, eu trebuie să conduc ăsta. Ce fac, mai căzut cu motocicletă? S-a văzut foarte ciudat, să știi. Păi, ce rost mai are să mă... Aoleu. You can't use player scanner while there is a passenger. Nu pot să folosesc scanner cât e un pasager, dar nu cred că vreau să folosesc scanner ăla. Păi cred că trebuie să folosești. Nu cred. Zice doar să mă duc la birou. Știi ce e Life Invader? E cum ar veni Facebook-ul din GTA. Eu. Și am văzut că poți să dai spargeri la diamante, adică sunt multe misiuni mișto, știi? Dar sunt misiuni de astea de free roam, adică nu sunt cu poveste sau ceva de genul ăsta. Sunt pur și simplu așa, misiuni... No, să le faci. Mi se pare interesant. Au băgat acum și un DJ nou, e Black Madonna aia, să nu știu cum o cheamă. Dar mi s-au părut așa de boring misiunile de la DJ, încât am zis, bă, nu vreau să o fac acum, poate o facem pe parcurs, dar... Dacă tot au băgat chestiile astea noi, hai să facem de astea noi, știi? Nu știu, n-ai văzut, știu că de plictisoare au fost misiunile celelalte de la DJ? Ba da. Au fost gen, du-te și ia DJ-ul ăla de la aeroport și du-l înapoi, like, what the fuck, asta e misiunea? Nu mi s-a părut așa interesant nimic, știi? Deci fii atent, trebuie să opresc aici și să trimit drona. Deci aici, băi, și-s deschise birourile, tu vezi? Activate, infiltrate with the drone. Cum pot să fac eu să... Stai așa, că vreau eu să iau drona, să mă duc cu ea. Da, du-te. Tu o să trebuiască să controlezi, de asta cum îi zice, să controlezi... mașina, okay, știi? No? Da. Da, ok. Fly a drone, yes. Hai să vedem. Deci acum am drona, da. Life can be accessed via the doors. Aha, deci intrăm cu drona. Deci, ah, de asta e așa de mică, mă, ca să te infiltrezi în diferite locuri, uite. Am ce. M-am infiltrat. Hack into the laptops. Deci trebuie să mă duc în laptopuri. Da, zice că... Zice că e un laptop aici. Dar cum mă duc eu să-l iau pe ăsta de aici? Aoleu, au și gardien, dar o să mă... Te pot vedea, cred. Eu oricum nu scoate cine știe ce zgomot. Băi, eu cam buzi așa puțin, știi, adică... Zici că e o mică muscă, la ureche. Trebuie să vedem, că am găsit unul din calculatoare. Mă, o să hăcuiesc calculatorul. Okay. Tu dai seama cum e să vină o dronă să hăcuiască calculatorul, random, așa, gen... Fără să știi, că gen nici nu vezi. Hack. Oh, shit, am... Am de la cu numere, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98. Fuck. E greu, da, am mai mult timp. 98, uite-l. Ah, fuck. 98, 20, 98, 51, 98, 20. Bă, unde e? Oh my god. Nu mă așteptam să fie așa de greu. Da, de obicei la astea cu hack-urile din GTA sunt foarte, foarte... 98, 20. Unde ești? Mă uit pe toate numele, frate, dar e extrem de greu. Găsește tu un tot ăsta. 94, m-am 20 de secunde. 98, 20, uite-l, nu, 98, 37, bun, și unde e 98, 20? E vreunul 98, 20? Aș vrea să dau înapoi, știi, să încerc din nou, dar nu poți. Și probabil să sune alarma acum, 92, 21. Mult noroc, frate, să faci hack-ul ăsta! Ok, press any key to continue. Match each values to the set IP. Inima display top. A, mă lasă din nou să fac. Ok, 11.86, hai că l-am găsit pe ăsta. Păi, ai 12 minute. Uite cât de ușor a fost a doua oară să-l fac. Ok. Și acum e un de ăsta aici, un gardian la ușă. Trebuie să încerc să intru cu drona. Ok, fii atent. Hop. A, e... Mi s-a stricat drona. Fuck! Trebuie să o chem iarăși. Trebuie să o chem iarăși și acum o să-mi dea, cred că, un minut. Nu? Ba nu, mă lasă să o zbor instant pe misiune. Nu, păi dacă ești misiune. Ce... E foarte sensibilă, mă, asta e faza. Dacă ai atins-o de ceva, gata, a murit. Deci trebuie neapărat să nu atingi de absolut niciun perete. Nimic, știi? Da. Să încerc să o zbor. Și, spre surprizarea mea, e mai greu de zburat decât mă așteptam, sincer. Adică, nu vă gândiți că e ușor, chiar nu e. Încerc să o țin așa, hack de laptop, 53, azi vedem 53, 53, 35, asta va fi. Hai. E greu că trebuie să pui cu mouse-ul exact pe el, gata, l-am prins. Gata. The target has been located. Ai. Avem... Gata? Da, trebuie să-i dai drumul și să mergi după target. Ai vreun target undeva? Da.
Ok. Tu nu-l vezi? Că se mișcă. Nu-l văd că sunt înăuntru. Dar mă pun pe turetă. Poți să mă pun pe turetă oare? Să trag în timp ce mergi tu. Multilock missile battery. Sper că nu se oprească mașina. Ar trebui să mă pună să văd. Da, uite mă, pot să văd, să trag în același timp. Da, văd acum, tu, deci tu trebuie să mă duci la el și eu să încerc să trag în el, să vedem dacă merge. A, stă pe loc. E bine. Deci, din cauza că am hăcuit serverele, am putut să aflăm unde se află această țintă periculoasă. Să mergem să-l vânăm. Băi, mișto, mă, mișto misiunile. Da, sunt mult mai, gen, mai multă acțiune. Mai multă acțiune, sunt mai diferite, sunt mai... Na, și uite, sunt clădiri în care nu puteam să intrăm până acum. Da. În clădirea asta puteai să intri în single player, a fost o singură misiune aici, dar în rest sunt și închise. Și acum ne lasă. Da, cât de departe asta e să... E destul... Da, e aproape, nu e chiar atât de... E destul de vitezoman ăsta. Da, e. Merge bine. Faza e că nu poți să țintesc în jos. Asta e doar pentru avioane, care cred că să trebuiască să tragem în el, să ne dăm jos. Hai să văd dacă pot să-i fac vreun loc ceva, dar nu știu sigur. Ai grijă pe aici cu canalul ăla, să nu cumva să pici în canal, că nu cred că mai ridicăm de acolo. Și el se află undeva pe la... E la una din case, mă. Și că e un fel de cartier de case acolo. Și la una din case se află el. Oricum, hai să vedem dacă sunt și noi acolo peste 7000 de like-uri, dacă vă place GTA, dacă vreți să facem misiunile astea noi, pe care le-au băgat acum în joc, pentru că mi se par foarte, foarte tari. Hai să ne dăm jos. Ai oprit? Da. Așa că trebuie să ies și eu. E to stand up. Are o animație, știi? Durează până când ieși, durează până când... Exit to exit nerve center. Trebuie să mergem să-l asasinăm pe ăsta la el acasă, mă. Că-mi scot pistolul cu amortizor. Și intrăm peste el în casă sau ce? Cred că da. Ia stai că sar gardul. Vezi că are protecție, are protecție. Vezi să nu plece targetul. Nu pleacă. Are bodyguards, mă, are bodyguards. Omoară-i bodyguards, omoară. Nu cu miniganul. Scuze. Da, se mișcă, ai grijă. Vezi că e exact aici undeva. Bravo, da, GG. Mă, ăsta era pe punctul de plecare, ești bun? Da, mă, știu, am văzut. Ia. Tu ești, mă, prietene, tu ești. Ia de aici. Da, nu știu de unde ai ieșit ăsta, din casa asta, probabil. Da. Bă, mi-a dat bani mulți, mi-a dat vreo 59 de mii mi-a dat. Mi-a dat 30 de mii. Bă, 59 de mii, glumești? O nouă metodă de a face bani în GTA? Adică mi se pare mult, mi se pare super mult. Iar după asta, bineînțeles că am impresia că poți să duci aici la touchscreen-ul ăsta și poți să-ți alegi de aici client jobs. Ai, știi care-i faza? Ai cooldown. Deci, ai la 1.5 de oră, la restul câte 5 minute. Dar în rest poți să le faci în continuu. Super tare! Folosesc camera pe asta. Super, super tare. Bă, nu știu, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu GTA Online, nu uitați să lăsați acolo un mare like, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!